Salutare, hudinașilor, și bine v-am regăsit la un nou episod de Brawl Stars. Dar înainte să începem acest episod, vreau să vă spun tuturor să rupeți butonul de like și de subscribe. Să nu uitați și de Instagramul meu, l-aveți acolo sus în stânga. Stați numai puțin de el să-l mut ca să-mi vedeți trofeele. Pentru că, da, așa, bun, l-am mutat acolo de fapt. Acum în dreapta, l-aveți acolo în dreapta, hudini.insta. Apăsați butonul de follow și acolo, pentru că postez toate noutățile acolo pe Instagram. Să nu uitați și de primul link din descriere, este către canalul meu secundar. Acolo postez zilnic episoade, așa că rupeți și acolo butonașul de subscribe. Și haideți să vedem ce mai putem face noi pe Brawl Stars. Avem, ia să vedem, în shop. Ne uităm rapid, ia, nu? Avem 16 bănuți free, Nicerino, și o epică 170 de gemuri, ceea ce e destul de mult, nu ne prea ajută. Okeanu Barosanu, așa că ne uităm pe aici, bam bam bam, nu mai avem ce să mai luăm. Da, dacă era asta vreo 40, sincer dădeam, dar așa 170 e foarte mult. Hai să vedem dacă mai luăm niște punctane, luăm pe Carl, pentru că avem puțintele puncte pe Carl. Așa că o să mai băgăm încă 17 puncte, putem să facem și level up. Și o să și facem. Bun. Și hai să luăm și pe Jessie. Ia să vedem cât avem pe Jessie. Nu mai știu ce power up am. Ia să vedem pe Jessie. Unde ești, Jessie? Avem power 4, deci suntem ok. Momentan vreau să-i aduc pe toți la power 4, după care ne gândim să mai băgăm niște puncticele. Ia să vedem. Facem power 3 și pe Carl. Nicerino. Bun. Și mai trebuie să facem un power-up și pe Carl, după care ne apucăm să mai upgradăm ceilalți brawler. Sau dacă nu, o să ținem punctele pentru brawlerii noi, pentru că imediat o să fac 1000 de trofee și o să le iau pe Brock. Așa că va trebui să-l upgradăm și pe Brock. Bun. Hai să vedem acum. Va trebui să-mi iau puncticelele de aici, de la eventuri, Nicerino, Pani, Vino. Și hai de data asta să începem direct cu showdown, pentru că pe episodul trecut nu am apucat să mai fac și showdown-ul. Așa că o să începem direct cu showdown. Și să-mi scrieți, acum filmez destul de târziu, undeva la 5 dimineața. Ia să vedem, se pare că unii dintre voi ați și părăsit grupul. Ia să vedem câte persoane suntem în grup. Să dăm puțin tel pe social. Nice, dăm pe club. Și suntem 97, deci în acest moment suntem 97 de hudinași. Dacă vreți să ne jucăm împreună, să intrați acolo, grupul se numește Houdini Club. Aveți acolo și codul, hashtag 2UL8KJJL. Dacă vreți să intrați, puteți să mă căutați și o să facem în felul următor. Cel mai probabil acum în weekend o să filmăm niște episoade împreună. Adică o să intru pe club și o să mă joc cu voi. Nu am filmat până acum pentru că nu am avut cum, pentru că am filmat noaptea și na, este puțin tercam greu. Și o să facem chestia asta în weekend. Probabil o să mai filmăm și niște episoade de Granny Multiplayer pentru canalul secundar. Și mai vedem noi cum mai facem, așa că dacă vreți să intrați aici în club, mai aveți încă 3 locuri. După care, în funcție de cum o să cresc eu trofeele, o să cresc și aici trofeele pentru a intra în club și așa mai departe. Și o să-i dau afară pe cei cu trofee mai mici. Așa că va trebui să vă jucați și voi, să fiți la nivelul trofeelor mele. Nu am trofee foarte multe, așa că nu o să trebuiască să vă chinuiți foarte mult. Deci hai să-i dăm biciane. Ok, hai să vedem ce facem noi cu fratilii nostru Rico. Să ne chinuim să mai facem niște trofeane. Bun, și mergem direct la chestanul ăsta. Bambarambam, bambarambam. Bambarambam, bambarambam. Încercăm să luăm și noi un loc mai bun. Bă, ce-mi place că nu am dat de nimeni momentan pe aici. Dar nu știu ce hartă este și ce se întâmplă pe harta asta. O fi oare hartă din asta cu suculeț? Sau cine știe cu ce naiba va fi? Sau poate că e simplă. Bun, deja am făcut 3 power-up și nu am dat de nimeni. Și acum a fost și primul kill doar. Ceea ce e destul de ok, sincer să fiu. A, uite aici, dau acum de cineva. Oh, nebuno. Sau nebunule. Ia uite-l aici și pe El Primo.
El primo, el campione. Dăm așa direct în buș, bam bam bam, i-am prins acolo puțin tel de mici. Încercăm să-i mai dăm aici. Numai să nu se apropie de mine nebunul ăsta, cred că mai bine mă tir. Nu stau să mă bat cu el. Hai să mai dăm așa prin bușuri. Ok, acum singura problemă este că mi-am scos asta. De fapt o să stau așa acum. Dacă vine cineva îi dau direct. Bun, uite-l pe ăla pe acolo pe sus sau pe aia, că nu o văd bine, îi văd doar picioarele. Și-l avem și pe Frank aici, mamă, ăsta are power 7, frate, nu prea e caterincă cu el, nu prea e caterincă. Hai să stau așa, bam, bam, bam. Ia să vedem. Îi dăm aici ca să nu se apropie de noi. Aolo, ce damage mi-o dat și de la ce distanță. Mamă, ce OP-ul-i Frank, frate. Ai, 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 nu-mi vine să crezi. Bine, avea și power mare. Oricum am luat 5 trofee, ceea ce e destul de ok. Doar că, sincer, nu mă așteptam la asta. Am luat și star token-ul, nice. Hai să mai dăm încă. De fapt, ba nu, hai să ne chinuim să ne luăm star token-urile. Să putem să deschidem și noi un big box. Ia să vedem, avem și 3 brawl boxuri. O să le deschidem pe sfârșitul episodului, pentru că pe celălalt am uitat. Bun, hai să dăm niște gem grab. Dăm așa pe Playano. Bam bam bam. Și dăm acum un gem grab pe care sper să îl câștig din prima. Ia să vedem. Le dăm acum direct așa, bam 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 bam. Ai 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 ai, ce damage am primit acolo. N-am apucat să iau nici măcar un din ăsta, nici măcar un gem. Trebuie să mi se facă viața mai bine. Așteptăm puțin de el sau... Ai, ai, ai. Bine că mi-a dat ăsta heal măcar. Mamă, ce damage îmi dau ăștia, frate. Da, 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 da. Dau destul de puternic ăștia. No, acum hai să vedem. Hai să le dăm la ăștia. Au venit ăsta direct pe mine. Direct pe mine au venit, frate. Bun, bun, bun. Au, m-a bătut și el, mă. A fost la limită. O fost la limită. Aveam și ulti, dar am zis că nu o dau pentru că îl bat oricum. Și eu apucat și el să-mi dea o ultimă bucată. Ok. Ok. Ia să vedem ce facem noi. Băi, frate. Băi, frate. Băi, frate, m-o spart cu tureta. Mă gândeam să dau ultimata și m-o spart cu tureta. Am vrut să scot tureta aia cu ultimata, dar m-o spart. Mi-a dat prea tare. Ia să vedem. Bam, 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 bam. Dăm și noi în el primul ăsta, să nu cumva să ne omoare și chiar ne-a omorât. Dar măcar a murit și el. Nice. Ia să vedem cine a luat acum gemurile. Ori murit ăștia amândoi, că nu a luat nimeni gemurile. Bun, 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 bun. Hai mă, luați gemurile. Luați gemurile. Aolo, iar nu a luat nimeni gemurile. Ne batem aici care pe care. Ia să vedem dacă reușim acum. Bun, 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 bun. Hai mă. Dă-i, bun, ăla-i ticule. Hopa, unde am dat eu ultima ta? Mi s-a părut că mai era cineva acolo în buș, dar nu mai era nimeni. Și avem 14 gemuri. Acum va trebui să ne ascundem. Dacă ne ascundem o să fim bine. Dacă nu, hai să dăm totuși. Nu ne mai ascundem, mai avem încă 5 secunde. Dăm după asta. O, nu mai are ce să facă, ăla-i ticule. Și am reușit să câștigăm. Nice, Rino, Pani, vino. Păi destul de greu cu Rico, pentru că trebuie să țintești și na, e destul de greuț. Deși îmi place. Dăm proceed, am luat și niște trofee, am făcut 6 trofee, star token-ul, nice Rino. Și am ajuns și la, ia să vedem, am ajuns și la 950, da, avem 956 de trofee. Hai să ne luăm și noi astea, să le avem luate, etichetele, bun. Și acum ne apropiem încet încet de 1000 de trofee. Hai să facem și un bounty acum, cu fratele Rico. Okeanu Barosanu. După care cred că o să ne oprim. Nu știu dacă o să ne mai jucăm și pe modul cel nou pentru mine cu mingea, pentru că nu l-am jucat decât pe episodul trecut. Ia să vedem. Nu am prea avut timp să mă joc așa extra, așa că mă cam joc de fiecare dată când filmez. Ia să vedem, încercăm să-l spargem aici pe Bull. Mergem după Bull. Hopa, 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 stai că am dat de altul aici în buș, ăsta e APK, ok, am înțeles. Încercăm să-i dăm puțin tel de mici la el primo. Și acum hai să dăm după cine să dăm.
Ia să vedem, hai să dăm după asta. Oh, nu l-am prins deloc. Absolut deloc nu l-am prins, dar măcar am dat-o cu auto-atacul. Mi-o dat și el. Ok, Anu Barosano. Nice. Și hai să mergem acum după ei, să le dăm pe coajă. Bam, 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 bam. L-am spart și avem 14 steluțe. Și au doar 4, ceea ce e destul de ok. M-am omorit instant, Barley. Deci instant a murit. Hai să vedem acum dacă îl prindem pe vreunul. I-am dat acolo ulti. Oh, și n-a murit. Am murit eu mai repede. Dă destul de mare damage Barley ăsta. Ok, Anu Barosanu. Hai să-i dăm acum la Bull. Bun, 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 bun. Oh, cum a scăpat Bull acolo. Oh, și noi a ieșit și mă moare iară Barley. Îmi dă prea mare damage, mă, Barley ăsta. Va trebui să stau mult mai în spate. Oricum avem 22 de steluțe și iau 9, ceea ce e destul de ok pentru noi. Aproape l-am prins și pe ăsta, dar nu l-am prins. Hopa, hopa, ăla a murit instant, Barley. Nice, nice, nice. Bă, singura chestie e că nu rezistă mult Barley. Ăsta vine acum după mine. Îi dau direct în goarnă. Bam, bam, bam. Bun, bun, bun. Îi dăm iarăși ulti. Bă, n-a murit nici acum. Dar măcar l-am scos totuși. Deci am scos 2 așa unul după altul și am făcut direct 6 trofee. Și star player a fost Clown, nice, Sarino, Pani, Vino. Ia să vedem, am făcut și rank up. Am luat și star token-ul, deci momentan suntem pe bines. Ia să vedem. Și o să deschidem acum, avem 962 de trofee și avem avem 4 brawl box-uri pe care o să le deschidem acum. Ia să vedem, 1, 2, 3 și vedem ce picăm, 30 de bănuți. 5 punctane pe Colt. Ia să vedem, 10 pe Nita. Și 3 gemuri. Nice. Foarte bune gemurile astea. Ia să vedem, mai avem încă 3. Și avem 22 de bănuți. Avem 6 puncte pe Carl, ceea ce e destul de bine, că am primit foarte puține puncte pe Carl. Avem 10 puncte pe Nita. Și cam atât. Mai avem încă 2. Ia să vedem, 16 bănuți, 6 puncte pe Shelly, 10 pe El Primo și cam atât. Și ultimul Brawl Box, în care o să fie și o legendară, dar ar domnul. Ia să vedem, 30 de bănuți, 6 puncte pe Colt și 15 pe Nita și 2 tichete. Da, n-am prea avut chiar așa mare noroc, am prins niște gemuri, ceea ce e destul de ok. Dar măcar am cam câștigat. Nici nu știu, cred că n-am pierdut niciun match și mai aveam star token-ul de pe ăsta, dar nu o să-l mai facem pe episodul ăsta pentru că ne-am cam lungit. Dacă v-a plăcut acest episod cu dinașilor, să nu uitați să rupeți butonul de like și de subscribe, să nu uitați și de Instagram-ul meu, aveți acolo al doilea link din descriere sau în partea dreaptă, acolo în partea dreaptă hudini.insta, rupeți acolo butonul de follow, să nu uitați și de primul link din descriere către canalul meu secundar, pentru că postez și acolo videoclipuri zilnice, rupeți și acolo butonul de subscribe și noi o să ne reauzim pe următorul episod. Pa, pa!